Care e filozofia ta de viață? Filozofia mea de viață. Echilibru, este. Este iubirea. Ai iubirea. Scurt. Pe scurt, pentru că din iubire, în opinia mea, decurg toate celelalte uh, aspecte importante, cum ar fi înțelegerea, toleranța, uh, pf, umanitatea în sine. Deci. Uh, pentru mine eu nu sunt religioasă, dar uh, mi-a plăcut foarte mult povestea lui Isus. Încă de mică am fost fascinată de personajul Isus și mi-au plăcut uh, învățăturile lui, uh, pildele, pentru că el la întrebările oamenilor răspundea cu niște pilde, astfel încât oamenii să înțeleagă cât mai bine ce voia să spună fără filozofii greu și de. Care, pilda de... care te... nu e pilda? Nu, nu am una anume. Da. De exemplu, în îmi, 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 îmi mama inima și așa simt o căldură în toată ființa mea la, la vorbele lăsați copiii să vină la mine. Asta am... sunt foarte, foarte sensibilă la subiectul copiii.